Pereții laterali, cărămida și pictura bazilicii din curtea Colegiului Național Mihai Eminescu se află într-o degradare continuă, mai ales din cauza condensului și a infiltrărilor de apă. Reprezentanții Unității de Învățământ susțin că, în lipsa investițiilor, este posibil ca în câțiva ani pictura să se piardă. În ciuda demersurilor efectuate de către conducerea colegiului, proiectul se află în același punct. Strigătul de disperare se pare că nu a fost luat în considerare și nu s-a realizat nicio măsură de conservare. În primul și în primul rând este nevoie de interes din partea autorităților locale pentru a pune în practică un plan de conservare a acestei fresce, deoarece, după cum se poate vedea, culorile nu mai sunt accentuate, se șterg pe zi ce trece, umiditatea afectează fiecare pigment. După cum se poate observa, aici cărămida se crapă, se desprinde și încetul cu încetul monumentul va dispărea, din păcate, din lipsa unui interes și din partea Muzeului de Istorie. În speranța că cineva va putea realiza proiectul de reabilitare pentru a readuce la viață edificiul lăsat în degradare, Robert susține că este nevoie de o cupolă pentru protejarea scurgerilor în interiorul subsolului și menținerea umidității cu ajutorul unui aparat ce poate controla temperatura acestuia. Ca absolvent al acestui colegiu și profesor în cadrul acestei instituții, îmi doresc autoritățile locale să contribuie și să pună în practică un plan care să prevadă construirea unei cupole care să protejeze edificiul nostru și, de asemenea, în interiorul acestei cupole protectoare ar trebui să existe un aparat care să permită controlul temperaturii și al umidității. În ultimii ani s-a tot discutat despre reabilitarea, conservarea și protejarea Bazilicii Paleocreștine din curtea Colegiului Național Mihai Eminescu. Din păcate, autoritățile locale nu au luat măsuri, astfel fresca riscă să se degradeze în tandem dacă nu sunt luate măsuri de urgență. Monumentul a fost descoperit în anul 1962. Deși locul nu a fost conservat, încă se mai poate observa finețea acoperișului boltit și pereții laterali pictați cu figuri geometrice și florale.